Am pornit cu bicicleta la plimbare în jurul lacului. Oare trec? Oare supraviețuiesc? Nu. M-am scaldat. Trebuia să am viteză mai mare, probabil. Pretorul de la în Parlament. Dacă o lucrurile bună în pretură, în administrația locală, împreună cu guvernarea au făcut drumuri bune, câteva mii de kilometri de drumuri bune. Nu știu unde pleacă. În capitală nu le vedem. Am fost la țară tot nus. Probabil le-au făcut în jurul caselor lor. De boie. De baroni locali. Aici e parc cu Wi-Fi gratis. Lacul dintre Rășcani și Ciocan. Există un parc inter în capitală. Drumuri ca la țară. Cam toată țara e așa. Guvernarea s-a urât mai guverneze 3 luni, că i-a expirat mandatul la sfârșit de noiembrie. Trebuia să fac atunci alegeri. Urât mai guverneze 3 luni și iată ce pățește. Lumea văzând așa drumuri, sper să nu mai voteze. Dar dacă și o să o voteze, o să-și merite soarta. O să aibă astfel de drumuri încă 4 ani. Ca drumul de la Călăraș-Ungheni, care guvernarea îl repară de un cincinal și tot degeaba. Sau ca drumul de la Sărăteni la Sângerei, care tot așa o repară de când mă țin eu minte și nu l-au mai terminat. Drumuri bune pentru Moldova. Pe hârtie, în declarații electorale. Dar în fapt, avem așa ceva. Lor nu le fac, că iau gipane, merg pe orice drum, se duc după aia și-o spală, sau bani. Curat, nemeritat și nimeni nu-i număr. Dar noi, cât o stolerăm așa bătaie de joc, așa drumuri. Aici, la lacul superior, mai înspre strada studenților, văd că este asfalt mai bun. Oare până unde duci? Oare cât e de bun? Hai să-l verificăm. Acolo e o băltoacă mare. Alături e strada Dimu. De fapt, ar trebui să merg pe partea cealaltă să vă arăt un șantier ilegal, fără panou informativ, care se face la marginea pădurii. Pentru că poate omul. Pentru că a cumpărat tăcerea organelor de stat care trebuie să vegheze. Poftim, și aici s-a terminat drumul. Drumul bun. Poate măcar o cărare. Pericol din pușcare, dar ce e aici? Mai tine că e un poligon. Un poligon aici? Că să auzăm pușcături mai devreme. Ne auzisem de poligonul ăsta, dar nu știam unde. Pentru poligon, ca să învețe miliția în pușca, au făcut drumuri, dar pentru oameni pașnici, oameni de rând, mergeți
cu ciubote albe de la țuță. Cam asta e situația. Sper că nu v-am dezamăgit tare. Dar și dacă v-am dezamăgit, sper să nu vă sparați. Ieșim la drumul principal, la Dimos, să vedeți ce de frumos. Evident, n-am avut cum urca scările astea, trebuie să merg pe alături. Nu s-au gândit la biciclești. Dar și scările sunt într-un hal fără de hal avariate. Cred că de pe timp sovietic nu a mai lucrat nimic la ele. Și asta e drumul principal. Prima bandă pentru bicicliști. Padam! Nelipsitele gratii longitudinale care îți pun în pericol pedalatul, să rămâi prins acolo cu roata, mai ales dacă ai bicicletă de oraș. Unu-i pus bine, unu-i pus de-a lungul și încă și cu gratii lipsă, ca să rămâi acolo sigur, mai ales noapte, că aici nu e luminat aproape deloc. Și dacă n-ai văzut grătarul, rămâi și te prăjești la lună. Încă asta mai merge, că gratele sunt rare, dar nu sunt așa de lungi. Parcul Selvie Crășcani. Zona ecologică. Cacaia ecologică, dacă stai aici, vulcanizarea cu grămada asta de cauciucuri pe marginea zonei ecologice. Și aici o grămadă de construcții, toate ilegale, că dacă ar fi legale, ar avea panou informativ și ar spune cine, ce construiește, în baza căror autorizații. Nu vă mirați că muncitorii lucrează neprotejați. Pentru constructorul de aici nu contează nicio lege. El a cumpărat și tăcerea inspecției muncii și inspecția de construcții și primăria închide ochii, pentru că are din asta șpagă. Cam așa funcționează totul în Moldova. Și-au pus bordură și-au rămas găuri pe drumul public. Toate construcțiile astea sunt făcute peste garajele de la marginea parcului. Încă aici am mai avut decență și-au făcut două nivele, maxim un etaj, dar acolo ia uitați-vă cât se înalță. Nu-i bătaie de joc, dar cui îi pasă? Și ministrul al dezvoltării și al drumurilor e tovarășul Kiril Gaburici. Lumea spune că n-are nici bac, nici facultate. În felul ăsta a ajuns el și prim-ministru, și șef la Molcel. Și acum ministru pe timpul mafiei. Strada Studenților, colț cu Dimo. Așa arată carosabilul pe banda pe unde trebuie să meargă bicicliști. Într-un hal fără de hal. Un gospodar, o gospodină și-a lăsat mașina în glod. Ce-i pasă că scoate noroiul în oraș, după aceea se transformă în praf și o respiră chiar ea sau copiii ei. Aici trotuare nici nu mai sunt, oamenii trebuie să iasă pe carosabil. Și o grămadă de oameni circulă pe aici. Aici e intersecție. Oamenii nu încap și ies în glot. Ce orele au loc. Ar bine că s-a oprit cu reparatul drumului, să nu-l fac acum pe omăt. Silvia Radu, cât era șefă la Fenosa, nu vroia să conecteze o casă de la Durlești, o bătrână care primit permis de la primărie să-și fac casă, cât că e prea aproape de linie de tensiune înaltă. Și a trebuit să protestăm un an jumate ca să o reconecteze. Dar aici, uitați-vă, blocuri construite lângă liniile de tensiune înaltă.
Și n-are nicio problemă Silvia Radu. Bine că deja numai e la fenosă, dar blocul ăsta are mulți ani. De pe timpul Silviei Radu. Nu-i așa că nu-i demirare că Silvia Radu a ajuns în actuala guvernare mafiotă? Pentru că e bună. Și de ce credeți că se face drum bun aici? Pentru că în zona asta trăiește fostul premier Streleț, o rudă de-al ușor și actualul arhitect al capitalei Borozan. La vremuri noi, tot noi, și trag tot la ei, tălhari. Totuși drumul ăsta, făcut recent, se pare că nu a ținut nici până la alegeri. Și doar l-au făcut pentru ei, nu l-au făcut de ochii lumii. O zic că nu a fost terminat. Hai să vedem când îl terminați, cum o să arate. Dar de câini vagabonzi nici nu mai zic nică. Asta e specialitatea casei. Încă ăsta e cu curelușul, poate fi din casa cuiva, dar celălalt pare vagabond toată ziua. Statul Palmă, barbă în cot. Marginea orașului, spre nord.